am ajuns și la ultimul clip de pe acest an și, așa cum v-am obișnuit, o să facem machiajul din seara de Revelion, care anul acesta se va petrece în sufrageria fiecăruia dintre noi. Este totodată și machiajul pe care eu îl voi purta în seara de Revelion, asta pentru că va fi realizat cu o paletă care tocmai a intrat în colecția mea, asta pentru că mi-a adus-o moșu. Se numește Stone Vibes de la Urban Decay. Are un packaging absolut minunat. Paleta are 4 farduri mate și 8 metalice. Așadar, puteți crea cu ea machiaje naturale, intense, tot ce vreți voi. Fardurile metalice din paletă, să știți că se aplică foarte bine cu degetul, așadar nu vă trebuie o precizie extraordinară, iar cele mate se blenduiesc foarte, foarte ușor. Machiajul de astăzi nu este unul greu de realizat, însă are anumite accente de care eu voi ține cont. Bineînțeles, voi puteți să îl realizați așa cum vă doriți, dacă considerați că e prea mult renunțați, dacă nu mai adăugați, ceea ce vă zic de fiecare dată. Așadar, dacă vreți să vedeți cum am realizat machiajul din intro, rămâneți alături de mine. O să încep mai întâi cu baza, asta pentru că îmi doresc neapărat să acopăr treaba asta pe care mi-am făcut-o azi de dimineață. Da, am avut aici o drebuleașcă și am zis că îi fac eu de petrecanie, însă am făcut-o și mai rău decât era, pentru că, de ce nu, nu știți că așa se întâmplă de fiecare dată, când trebuie să pleci undeva, pac, mai apare cât o treabă. O să încep mai întâi prin aplicarea unui primer și o să-l folosesc pe acesta de la Misha. Ăsta este un primer care oferă și hidratare în același timp, de-aia îmi place atât de mult. Pe lângă faptul că oferă hidratare, oferă și luminozitate. Și pentru că îmi doresc ca machiajul să reziste întreaga noapte, fără să-mi creeze niciun fel de problemă, voi folosi fondul de ten Stay Naked de la Urban Decay, care oferă o acoperire foarte bună și în același timp nu lasă acel efect de mască, se aplică foarte bine. O să le stompez cu burețelul de la Boys and Berries din centrul feței către extremități. De menționat este și faptul că nu oxidează pe parcursul purtării și are o gamă foarte variată de nuanțe. Pentru zona cearcănelor și pentru mai multă luminozitate voi folosi concealerul de la Jeffree Star. De asemenea, și acesta este un produs ce are o acoperire foarte bună și nu necesită o cantitate foarte mare. Nu uitați să le stompați și în colțul intern al ochiului, acolo unde se creează acea umbră. Fixarea machiajului o voi face cu pudra pulbere de la Beauty Bakery, care lasă un finish foarte catifelat și oferă o rezistență foarte bună machiajului pe durata purtării. Pudra o aplicăm prin mișcări de presare și nu de ștergere, pentru a nu muta fondul de ten dintr-o parte în alta. Pentru conturarea feței o să folosesc acest produs de la NYX. Este un blush în nuanța taupe și pentru că are acest subton gri, este foarte bun pentru contur, plus că are un preț extraordinar și cantitatea este destul de bună. Și o să-l aplic cu această pensulă pufoasă, pentru că nu îmi doresc acel efect foarte fix așa, vreau să fie un efect aerisit. Blush-ul de la Nabla, care este într-o nuanță naturală și se vede foarte bine pe ten. Iar pentru iluminare o să folosesc Mary Lou. Este unul dintre iluminatoarele mele de suflet. Îmi place această nuanță de șampanie pe care o are și se vede absolut minunat pe ten. Pentru conturarea sprâncenelor nu o să fac mare lucru. O să folosesc un pic creionul Precisely My Brow de la Benefit, acolo unde consider că am nevoie. Iar peste voi veni cu acest mascara pentru sprâncene de la NYX. Nu fac mare lucru la sprâncene pentru că le am laminate și nu prea mai am nevoie așa de o conturare mai amănunțită. Creionul de la Benefit îmi place că are mina subțire și îmi dă posibilitatea să acopăr doar acolo unde consider că trebuie create niște fire false.
începem machiajul ochilor și aplicăm primul produs și anume primerul. O să folosesc această bază de la Kiko. Este o bază sidefată într-o nuanță șampanie și aplic baza asta pentru că vreau să fie cumva un 2-in-1 și un primer pentru machiaj, cât și o bază cremoasă pentru fardurile pe care le voi aplica. Începem prin aplicarea primei nuanțe din paletă și anume aceasta de aici, pe care o voi aplica sub sprânceană și în colțul intern al ochiului. În pliul ploapei mergem cu această nuanță, este o piersicuță pe care o voi aplica cu o pensulă pufoasă din pliu către sprânceană. Toate nuanțele le voi aplica și pe ploapa inferioară, iar acum pentru a intensifica pliul ploapei și a crea un degrade cu nuanța anterioară, vom merge mai departe cu această nuanță. Vom aplica două nuanțe metalice și anume aceasta și aceasta. Le voi aplica cu degetul. Prima nuanță va veni în prima parte din colțul intern al ochiului, iar cea de-a doua de la jumătate către colțul extern. Iar ultima nuanță pe care o vom aplica este aceasta și o voi pune doar în colțul extern al ochiului și pe ploapa inferioară. Iar apoi revin cu o pensulă pufoasă pentru a estompa marginile. Pentru mai multă luminozitate pe conjunctivă o să aplic un creion beige de la NYX. Și pentru că îmi doresc ca machiajul să aibă un pop-up de culoare, să iasă cumva în evidență, nu că n-are și până acum, vreau să aplic și această nuanță în colțul intern al ochiului. Este o combinație între argintiu, albastru și roz, așa că haideți să vedem ce iese. O să fac și o liniuță de tuș și o să folosesc acest liner de tip Carioca de la Benefit. Aplicarea genelor, aplic rimel atât pe genele superioare cât și inferioare și pentru a îmbina genele mele cu cele false. Iar pe buze voi aplica un ruj lichid mat de la Nabla și un creion de la Essence în aceeași nuanță. Iar la final folosesc sprayul fixator Dewy Finish de la NYX. Și acesta este rezultatul final. Dacă v-a plăcut, nu uitați să îi dați un like. Iar în descriere să știți că o să vă las lista cu toate produsele pe care le-am folosit. Îmi place foarte mult cum a ieșit. Nuanțele din paletă sunt foarte intense și sclipicioasele astea fac o treabă absolut genială. Însă ceea ce îmi place foarte mult la ea este faptul că pot fi aplicate cu degetul și nu aveți nevoie neapărat de pensule pentru treaba asta. Și mă bucur că tot mai multe branduri încep să scoată astfel de palete cu texturi de acest gen. Acestea fiind spuse, vreau să vă urez petrecere frumoasă, să aveți lângă voi oamenii dragi, familia, prietenii și să petreceți, să uitați de anul ăsta care a fost horror. Asta presupun că ar trebui să facem toți, să încercăm cumva să trecem peste anul ăsta și să luăm doar ceea ce ne-a învățat, pentru că, din punctul meu de vedere, iată, petarde! Pentru că, de ce nu? Să se mai sperie un pic animăluțele astea, să le sară inima, să pocnească. Nu înțeleg de ce există din moment ce au fost interzise. Revenind, ceea ce mai vreau să vă spun este să încercați să fiți mai buni. Pentru că dacă e ceva ce am învățat în anul ăsta, este că, bă băiatule, oamenii au ajuns foarte răi. Asta mi se pare că v-am spus și în clipul de anul trecut, însă mă repet, pentru că nu am ce să fac. Încercați să fiți mai buni unii cu alții, încercați să ajutați acolo unde puteți, pentru că orice frântură de ajutor contează. Și bunătate, bunăstare, să aveți petrecere frumoasă, vă pup și ne revedem anul următor. Pa, pa!